Apostolul Pavel, cum vă spuneam, e foarte personal în această epistolă. Parcă nicăieri nu este mai personal în mesajul decât aici. În același timp, vorbește despre două lucruri pe care noi am vrea să le luăm separat în viață. Vorbește despre premiu, dar vedeți dumneavoastră, vorbește și despre probleme. Nu e așa că dacă s-ar putea în viață, am putea face un târg cu Dumnezeu cumva, Doamne, dă-ne premiu, dar lasă problemele deoparte sau ia-le asupra Ta, cum iei păcatele noastre. Pentru că nouă ne place ideea de premiu, dar, dragii mei, un premiu care nu e însoțit de probleme, dacă vreți, în obținerea Lui. Numai că ceea ce vreau să vă spun este că acolo unde este un premiu cu adevărat important în viață, trebuie să te aștepți să ai și probleme. Și, dragii mei, ceea ce Apostolul Pavel vrea să spun aici, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mă va da Dumnezeu, voi fi răsplătit, dar în același timp Apostolul Pavel vorbește despre problemele mari pe care le-au avut și pe care le are. Pentru că, dragii mei, cum am mai spus, nu există cunună fără cruce și nu există slavă fără suferință. Aceasta este condiția pe care noi avem. Și, dragii mei, când vine vorba, acum nu știu de ce probleme ai tu. Probabil că ți-a venit deja factura aia de la gaz sau de la curent și poate că e o problemă serioasă. Probabil că te-a lăsat telefonul și trebuie să-ți cumpări altul. Probabil că te-ai certat cu prietena ta și ești o criză existențială. Însă vreau să vă spun că Apostolul Pavel, la momentul în care scrie această epistolă, din locul în care o scrie și dintr-o pușcărie, da? Nu de acasă, nu din fața internetului, Apostolul Pavel e într-o pușcărie în condiții greu de imaginat. Și Apostolul Pavel se confruntă aici cu trei mari probleme, dragii mei, de care noi am vrea să fugim în viață. Prima problemă mare pe care o are Pavel aici este abuzul. Asupra lui Pavel, dragii mei, s-au făcut abuzuri din partea instituțiilor vremii respective. Pavel în pușcărie, Pavel e supus unui proces pentru că este defăimat, pentru că este calomniat. Și, dragii mei, abuzurile în viață sunt chestii dureroase. Aici e adevărat că avem parte de un abuz fizic asupra lui pentru că este pur și simplu pus în pușcărie. Și nu vreau să-mi imaginez condițiile de detenție și nu vreau să-mi imaginez felul în care omul ăsta este tratat în Roma. Dumneavoastră știți cât de iubiți sunt evrei astăzi în lume, cu ghilimele. Gândiți-vă cât de iubiți erau pe vremea aceea, pentru că nu cu mult timp în urmă fuseseră expulzați din Roma. Erau priviți ca o pare, ca niște oameni scandalagii de care trebuie să te ferești și să fugi în viață. Și Apostolul Pavel are parte de abuzuri din plin în viață. Unii dintre dumneavoastră ați avut probabil parte de abuzuri greu de imaginat. Și nu vorbesc din acestea că ai fost, nu știu, la tribunal sau în altă parte și s-ar putea ca unii de aici să fi trecut prin niște abuzuri emoționale. S-ar putea ca în copilarea voastră, știu că nu se discută subiectul ăsta, pentru că de foarte multe ori am pus noi niște subiecte tabu în biserică despre care nu-i vorba să n-ai voie să vorbești. Dar adevărul este, dragii mei, că generația noastră și nu numai, și cei dinaintea noastră au avut parte în copilării de anumite chestii traumatizante despre care dacă nu o să le vorbim odată, dacă nu o să le înfruntăm, nu o să le putem depăși niciodată. Mai mult de atât, dragii mei, Apostolul Pavel are o altă problemă, suferă din cauza abandonului, are parte de abuzuri din plin. Apostolul Pavel, mai apoi uitați-vă, are o altă problemă, este abandonat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și greu în viață și o problemă foarte grea să fii abandonat, mai ales probabil în momentele când ești atât de vulnerabil și când parcă ai nevoie cel mai mult. Sunt oameni care te abandonează. Și asta este o problemă serioasă, abandonul e o problemă serioasă. Copii abandonați de părinți, care cresc cu trauma asta pe viață. Părinți care sunt abandonați mai apoi de copii în azile. O altă problemă pe care o are Pavel, dragii mei, sunt atacurile. Atacurile puternice, furibunde din partea lui Alexandru Căldăraru, care spune Biblia, i-a făcut foarte mult rău. De 2000 de ani tot se întreabă oamenii ce fel de rău a făcut Căldărarul lui Pavel. Nu contează, contează, dragii mei, ce o simți Pavel. Durere. Pentru că abandonul, abuzurile și atacurile în viață sunt probleme greu de depășit. Și vreau să vă spun, dragii mei, că de regulă noi ca oameni când ne confruntăm cu astfel de probleme rămânem blocați în ele.
Cunosc oameni și dumneavoastră știți la rândul vostru alți oameni care din cauza abuzurilor, din cauza abandonului, din cauza atacurilor au rămas pur și simplu marcați și blocați de ani de zile în același stadiu al vieții. Dar, dragii mei, ce vreau să vă spun mai departe este, în partea asta introductivă, că problemele pot să fie un obstacol sau pot, dragii mei, să fie transformate în oportunități. Acum știu, frate Dorel, asta de unde ai luat-o? De la John Maxwell sau de la Laurent Soares? De unde e la... Nu, e din Biblie. E tocmai din Biblie. Pentru că, dragii mei, problemele pot să fie un obstacol, ce vreau să vă spun, pot fi transformate în oportunități. Există familii, vreau să vă spun clar, există familii pe care o criză i-o despărți pentru totdeauna. Există însă familii pe care o criză i-o unit și mai tare ca niciodată. Există prietenii, există relații în viață pe care o criză te desparte sau în alte situații te unește și mai mult. Citeam în urmă cu ceva vreme povestea unui jucător profesionist din NBA, activează și în zilele noastre, câștigă milioane de dolari în fiecare an de zile, e o celebritate. Și omul ăsta s-a pocăit în urmă câțiva ani de zile. S-a pocăit și merge la o biserică din Texas, în Dallas, și după ce s-a pocăit, s-a dus la păstor și a spus, frate păstor, uite, ăsta e trecutul meu, asta e viața mea. Problema este, eu zis că soția mea s-a pocăit prima, eu m-am pocăit după ea, dar... De foarte multe ori mi-e și greu, nici știu cum să mă raportez la ea. Eu am înșelat-o de multe ori în viață. Ea nu știe. Și a zis, frate păstor, ce să fac în situația asta? Eu acum am înțeles, m-am pocuit, l-am primit pe Domnul viața mea și îmi pare așa de rău pentru toată chestia asta. Dar ce să fac? Și păstorul a spus un singur lucru, adevărul te va face slobod. Și omul ăsta, după 2 ani, 3 ani de zile, și-a luat inima în dinți și s-a dus în fața nevestei și a spus, ascultă, dragă, trebuie să spun ceva. Știu că e dureros, știu că s-ar putea să fie, poate pentru noi, un moment în care să se rupă casa noastră, familia noastră, dar nu mai pot să duc chestia asta. Vreau să spun ceva. În ani de zile, de când nu ne-am căsătorit, am fost de foarte multe ori infidel și a spus tot. Acum s-a așteptat la o reacție românească, o cratiță în cap, o farfurie. Numai că soția acestui om mi-a dat un răspuns care, vă spun sincer, m-a șocat pe mine când l-am aflat, când l-am citit. Și ce a spus soția acestui jucător din NBA? Pocăită? Zice, dragul meu, îmi pare atât de rău că în toată vremea aceasta, în toți anii aceștia, a trebuit să porți de unul singur povara aceasta. Nu trebuie în apă asta. Poftim? Ce ai făcut? Îmi pare atât de rău că toți anii ăștia trebuie să te macini, să te consumi și să nu poți vorbi cu nimeni, să nu poți să duci povara asta decât singur. Îți mulțumesc că mi-ai împărtășit-o pentru că de acum vreau să o ducem împreună. Problemele, dragii mei, creează oportunități. Și spunea omul ăsta, familia mea este mai unită, relația mea cu soția mea este mai puternică decât a fost vreodată, după criza asta. Nu sunt specialist în business, nici să nu vă luați după mine, mai ales cu numele ăsta, să nu cumva să vă luați în business după ce vă zic eu, dar am citit pe alții care, au citit pe alții care sunt mai deștepți decât ei și tot așa, o scară din asta, o spirală. Dragii mei, în economie există un principiu care e vechi de mult timp. Cele mai mari oportunități în afaceri apar, știți când? Când sunt cele mai mari crize. Cele mai mari oportunități apar când sunt cele mai mari crize. De ce? Pentru că întotdeauna o criză, dragii mei, îl pune pe om cu mintea la contribuție. Și de foarte multe ori, în perioade de criză, dragii mei, au apărut pe piață soluții inovatoare. Nu așa că sună bine? Nu așa că vă vine să vă băgați în afaceri? Stați cu minți dacă nu aveți abilități. Biruiți ispita asta. Dar știu, dragii mei, că, vezi, dumneavoastră, o problemă poate să creeze obstacol, să nu-l mai depășești, să rămâi acolo blocat ani de zile, sau poate să fie pentru tine o oportunitate să progresezi în viață, să te ridici. Și vreau să mai spun ceva în partea asta introductivă. Cele mai mari probleme le vei avea în viață cu oamenii la care, sau de la care ai avut cele mai mari așteptări. Cele mai mari probleme în viață
le vei avea de la oamenii de la care le ai avut cele mai mari așteptări. Pentru că, dragii mei, oamenii care te pot răni cel mai mult în viață nu sunt oamenii străini de tine. Oamenii care te pot răni cel mai mult în viață și care doare cel mai tare este momentul în care ai iubit pe cineva foarte mult, ai poate te-ai încrezut în cineva foarte mult sau poate că ai ajutat pe cineva. Și tocmai, dragii mei, oamenii, vedeți dumneavoastră, care sunt cei mai apropiați de noi, ne produc cele mai mari răni în viață. Și noi, la rândul nostru, am produs răni, pentru că nu e o chestie unilaterală. Cele mai mari probleme le vom avea în viață cu oamenii la care am avut cele mai mari așteptări, pe care i-am iubit cel mai mult, în care ne-am încrezut cel mai mult, sau dacă vreți, pe care am ajutat cel mai mult. Există și circulă pe internet, vă rog să urmăriți, nu acum, după ce plecați acasă, 4 minute durează, eu am urmărit-o în drum spre biserică, dar e fain, o poveste cu Leon Dănăilă. E unul dintre cei mai mari neurochirurgi din istoria medicinei românești, încă trăiește, a fost și senator. Are freza aia, știți, foarte fain, cunoscut. E de nereprodus. Dar în fine, omul ăsta e o somitate, e un geniu al medicinei. Și povestește Leon Dănăilă despre un episod din viața lui pe vremea regimului comunist, când i-o salva viața la soția unui om. Și el a zis către el, domnule, cu ce te pot ajuta? Păi mi-ai salvat nevasta, ai făcut ceva extraordinar pentru mine. Și a zis, omul, bă, nu întrebă nimic. Dar a zis, domnule, insist, vreau să te ajut cu ceva, spune-mi cu ce. Păi domnule, zice, nu știu cu ce te ocupi, eu sunt, mă pricep în construcții, cu zugrăvit, cu chestii de genul ăsta. Păi zice, am și o mică garsonieră amărâtă acolo, dacă vrei, doctor cu garsonieră amărâtă, eu știu, contradicție în termen, dar în fin. Și a zis, bun, a venit omul ăla la el să-i dea cu stratul de var, mă rog, să-i tencuiască, să nu mă pricep exact toate detaliile, dar a zis Leon Dănăilă către el, bă, zice, uite, am aici o cutie. E foarte important. Și ce-i cu aia? Dom'le, am aici ceva de valoare. N-ai putea, zice, să o ascunzi undeva bine aici, undeva în perete, pe lângă toc, la ușă și ăla. Dar cum să nu? Dom'le, dar vă ajut. Nu să... O, rezolvat, tot zugrăvit, tot tencuit, în fin. O trecut ceva vreme și spune medicul ăsta, care spune, e un geniu, e o minune a medicinei românești, criza produce genii. Apropo, zice, m-am trezit după ceva vreme cu 3 securiști la mine la ușă. O bătută e la ușă, a venit și a zis, domnule, spuneți-mi acum să nu mai controlăm toată casa, să nu mai spargem pereții, spune-ne unde ai pus treaba aia cu dolari, cu valută, cu aur, cu ce mai pe acolo a spus. Și a zis, la bă, dar n-am nimic. Domnule, nu există. Dă-ne-o, zice că, hai acum să nu pregătite cătușile tot. Domnule, dar nu am nimic aur, n-am dolar. Domnule, hai, nu mai lasă acum, ești medic, știm. Domnule, bun. Și a zis că s-a făcut aia, a început controlul. Și s-a făcut unul că nu știe pe unde. A, bate gol aici. O spart, o deschis o cutie și era în ea nici valută, nici dolari, nici lei, ci un bilețel pe care era scris să nu te încrezi în oameni. De asta e geniu omul. Oameni buni, ce vreau să vă spun în seara asta este că, pornind de la premisele acestea, problemele pot să fie un obstacol, dar creează oportunități. Nu există, vedeți, premiu fără de probleme, deși noi am vrea să fie separate cumva. Mai apoi, dragii mei, premisa de la care vreau să punem în această seară este și că cele mai mari probleme în viață sunt produse de oamenii cei mai apropiați. Însă, în această seară vreau să vin cu un mesaj înaintea dumneavoastră. Eu cred că e și optimist, dar e și responsabil în același timp. Tocmai în ideea aceasta nu privi înapoi. Dacă vrei să dobândești, trebuie să depășești. E ușor de notat, ușor de reținut, greu de aplicat. Asta e rețeta. Dacă vrei să dobândești, e vorba de un premiu, e vorba de o chemare. Apostolul Pavel spune, asta e ținta mea, asta mă așteaptă, sunt convins că vine o zi când o să primez din partea lui Dumnezeu răsplata aceea, premiul chemării mele. Dar în același timp, dragii mei, ca să putem să dobândim acest premiu, dacă vrei să ne bucurăm într-o bună zi, dacă vrem ca veșnicia pentru noi să fie o chestie pe care să o așteptăm, nu de care să ne îngrozim,
Va trebui să depășim și aici vreau să vă spun că e o problemă mare de tot. Trebuie să depășim niște lucruri în viața noastră. Trebuie să depășim niște crize, trebuie să depășim niște probleme, trebuie să depășim niște relații, trebuie să depășim niște situații, niște conflicte, niște probleme care ne-au ținut pe loc, care ne țin pe loc și care ne-au marcat și ne traumatizează viața de atâta vreme. Dar ca să dobândești, ascultă-mă, musai, trebuie să depășești. Și trei aspecte vreau să subliniez în această seară. Primul din ele este acesta. Dacă vrei să depășești, dacă vrei să privești înainte, dacă vrei să nu mai fii captivul trecutului, să nu mai stai legat în lanțurile amintirilor, în lanțurile traumelor, în lanțurile abuzurilor, în lanțul lucrurilor care te dor și de care parcă nu te poți desprinde, e foarte important să înțelegi în această seară un prim aspect. Înțelege că dacă nu poți să ierți, îți faci ție un rău mai mare decât răul care ți-a fost făcut. Și de-aia în seara asta o să spun, în primul rând, gândește-te la tine. Dacă ascultă-mă, dacă vrei să depășești, dacă vrei să treci, dacă nu vrei să te uiți mereu și mereu înapoi, de ce m-au părăsit? De ce m-au mințit? De ce m-au înșelat? De ce sufăr? De ce am problema asta? De ce trec pe aici? De ce se întâmplă toate astea? De ce? De ce? Și iar de ce? De ce a fost așa rău cu mine când eu am fost atât de bună? De ce m-am înșelat când eu l-am iubit? De ce m-am părăsit când aveam cel mai mult nevoie de el în viață? Dacă vrei să depășești ca să obții, să dobândești acest premiu de pe care Apostolul Pavel vorbește cu atâta dorință și patimă în sensul la bun al cuvântului, dragii mei, înțelegi în această seară. Știu că nu e ușor ce vă spun. Dar înțelege că dacă nu poți să ierți, îți faci ție un rău și mai mare decât răul care ți-a fost făcut. Și vreau să privim aici câteva aspecte. De ce trebuie să ierți? Mereu și mereu ne întoarcem acolo. Pentru că, dragii mei, n-am rezolvat problema. De ce trebuie să iertăm? Uitați-vă o motivație puternică pe care Biblia ne oferă. Trebuie să iertăm, dragii mei, pentru că, ascultați-mă, altfel nu vom fi iertați. Și există o celebră pildă a robului nemilostiv din Biblie, știți, un stăpân își iartă robii, pe unul din ei îl iartă și pe ăla de datorii, de tot ce a avut și ăla odată grațiat, când a primit legea amnistiei și grațiere, că ăsta a primit unul ca ai noștri, care tot a așteptat-o de la Dragnea și nu le-a mai dat-o. Și la un moment dat, când omul ăsta se trezește iertat și eliberat și scutit de datorii și de probleme, zice Biblia că s-o duce și pe primul datornic pe care l-a prins, l-a luat de gât și a zis în pușcărie, pentru că trebuie să-mi dai datoria, deși el a fost iertat. Și, dragii mei, noi știm povestea asta, noi știm conținutul acestei pilde. Și ce e interesant, că noi știm foarte ușor, noi memorăm conținutul pildelor, dar știți ce nu prea memorăm noi și nu aplicăm concluziile lor. Știți care este concluzia acolo? Versetul 35 din Matei 18. Tot așa, adică dacă nu ierți, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi, atenție, nu iartă cum? Din toată inima pe fratele său. Noi știm, dragii mei, că păcatul împotriva, hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Dar știți ce spune Biblia practic aici? Dacă eu nu iert, păcatul neiertării, dragii mei, nu va fi iertat. Și realizăm cât de importantă e problema asta pentru noi? Noi vrem premiu să și nu iertăm? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că dacă eu nu iert, nici Dumnezeu nu mă iartă pe mine. Putem să ne rugăm de 1000 de ori Tatăl nostru și să nu înțelegem și să nu aplicăm nimic din El. De aceea, dragii mei, mă rog în această seară să te gândești, ascultă-mă, la tine. Știu, ți-au greșit, știu, sufer, știu că poate treci printr-o problemă și nu ușoară, poate ți-e ușor să vorbești, frate Dorel, că n-ai trecut prin ce trec eu, vreau să vă spun ceva, e adevărat, poate că eu nu am trecut, dar știu pe cineva care a trecut mai mult decât treci tu. Și acesta este Dumnezeu. Pentru că vreau să spun ceva, Dumnezeu nu ne-ar cere niciodată ceva ce El nu a făcut. Iisus Hristos, dragii mei, ne-a vorbit despre iertare pentru că El a iertat. Ne-a vorbit despre dragoste pentru că El a iubit și iubește. Ne-a vorbit despre reconciliere pentru că El a reconciliat. Ne-a vorbit despre reabilitare pentru că El a reabilitat. Și niciodată, ascultă-mă, Iisus Hristos nu o să-ți vorbească despre ceva ce nu a făcut. În Isaia, capitolul 43, cu versetul 24 la 25, uitați-mă, în aceste două versete, Dumnezeu spune, ce mi-a făcut, dar uite ce am făcut eu.
Nu mi-ai cumpărat 300 mirositoare cu argint, nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar atenție, ce am făcut noi? Ce a făcut poporul evreu? Zice, au zis, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiurile tale. Dar au zis ce spune Dumnezeu, eu ce fac? Îți șterg fără de legile pentru cine? Pentru mine. Și Dumnezeu spune, iartă-l, pentru că în primul rând ți-e bine ție. Pentru mine îți șterg fără de legile și nu voi mai aduce aminte de ele niciodată. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să înțelegem principiul acesta. De ce trebuie să iert? Pentru că dacă nu iert, nici Dumnezeu nu mă va ierta pe mine. Acum, cum trebuie să iertăm? Cum trebuie să iertăm? Uitați versetul 16 din 2 Timotei, capitolul 4. Și spune Pavel acolo, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a mare supărare pentru el, corect. O rană și o durere când te aștepți că oamenii să fie lângă tine, să te părăsească toți. Și spune Biblia, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Dar au zis ce zice Pavel, să nu, ce? Să nu li se țină în scoteală lucrul acesta. O să vă spun un lucru aici. Dacă vrei să înveți teologie, va trebui să ignori uneori matematica. Cum? Ascultă-mă ce spun. Dacă vrei să înveți principii din teologie, va trebui uneori să ignori matematica. Ce înseamnă asta? Dragii mei, în matematică întotdeauna 1 plus 1 cât fac? Ferească Dumnezeu să dați alt răspuns. Dar în lumea teologiei, în lumea lui Dumnezeu, în lumea principiilor lui Dumnezeu, de exemplu, în privința căsniciei, 1 plus 1 cât fac? 1. Cei doi vor fi? Acum, de ce spun că trebuie să ignor matematica? Pentru că, dragii mei, noi avem o abordare când vine vorba ca altul care ne-a greșit nouă, noi știi ce suntem? Contabili. De-aia întreabă Petru, Doamne, hai să te întreb ceva. Dacă fratele meu va greși, să-l iert până la cât? Deja o știu de câte ori avea pregătit acolo. Și odată așa, știți, eu vorbă românească, bate ce au să preceapă calul. Era unul acolo care i-a greșit, l-a enervat, l-a supărat. Și eu zic, Doamne, de câte ori să-l iert? Până la 7 ori? Și Iisus vine cu o chestie de matematică grea, cu tabla mulțirii, 7 ori câte 7. Și, și te pui să calculezi și nu-ți iese. Bă, n-are cum omul să păcătuiască într-o zi de atâtea ori, pe cât trebuie să ierți. E imposibil. Dar vedeți dumneavoastră, ca o iertare să fie autentică și nu aparentă, trebuie să încetezi să mai ții evidența greșelilor. Și că Dumnezeu spune în seara asta, nu mai fi contabil dacă vrei să poți ierta. Lasă contabilitatea deoparte. Știți, s-a dus un soț cu o soție la consiliere. Nimic neobișnuit până aici. S-a dus cu nevasta la păstor și acum a zis păstorul, care sunt problemele voastre, cu ce vă confruntați? A început așa perioada aia de interogare. Și a zis, frate, păstor, cea mai mare problemă a nevestei mele, a zis că e istorică. Și a zis, nu, adică e isterică, nu, că a văzut-o la cum se comporta, de când a intrat-o, da cu ușa, a zis tu, știi? Nu, isterică? Nu, istorică. Păi cum adică, frate? 20 de ani de când căsătorit, nu mai știu ce. În fiecare zi mi-aduce aminte tot ce n-am făcut. Și de-a mus 5 ani îmi spune, și de acum 10 ani îmi spune cu detaliu, atunci când te-ai dus, ai trântit ușa și n-ai făcut aia. E istorică. Mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, nu fiți istorici din punctul ăsta de vedere, nu fiți nici contabili, și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos ca să puteți și să putem să iertăm. Amin? Cum să ierți? Renunț la contabilitate. Acum, dragii mei, am citit săptămâna aceasta un lucru foarte frumos. Este un slujitor, Tony Evans, teolog și un pastor. Și omul ăsta a avut un studiu, o carte despre viața lui Iosif. Și la un moment dat vorbește despre testul iertării. Cum îți dai seama că l-ai iertat pe cineva? Sunt 3 principii așa de frumoase pe care vreau să vi le împărtășesc și vouă în seara asta. Cum îți dai seama că tot zice, am iertat, dar n-am uitat.
Am iertat, dar păstrează distanța. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, cum îți dai seama că l-ai iertat pe cineva cu adevărat? Și spune el, sunt trei evidențe. Primul, când vrei iertare și nu răzbunare, nu vei implica niciodată persoane străine în problema pe care ai avut-o cu acel om. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza capitolul 45:1 că Iosif spune Biblia că nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau, îs frații lui acolo și se egipteni în casa aia mare. Și spune Biblia, ce a zis Iosif? Scoateți afară pe cine? Pe toată lumea. Cu cine rămâne? Cu frații lui. Pentru că era o problemă care îi privea pe ei. Pentru că, ascultă-mă, vrei cu adevărat iertare în viață, nu când suni cu trâmbița să vezi ce mi-a făcut. Pentru că noi avem o tendință, știți, când cineva ne-a greșit sau când cineva ne-a făcut o necaz, o supărare, cum zic ăștia din Dâmbovița, de pe malul Dâmboviței, din București, mai cu exactitate, când avem o problemă cu cineva, noi știți ce facem? De cele mai multe ori vorbim cu oricine altcineva despre problema aia, despre jignirea aia, despre fapta aia, numai cu omul ăla în cauză nu vorbim. Și uitați-vă ce face Iosif. Iosif zice Biblia, ieșiți afară. Egiptenii n-au ce căuta în conversația asta, pentru că între mine și frații mei e o problemă între noi. Acum asta nu înseamnă, dragii mei, vorbesc de persoane străine, nu înseamnă să eludați autoritatea bisericii când ai încercat, în primul rând, tu și cu el. Pentru că primul pas e să mergi la el, după aia, dacă vezi că nu se rezolvă, apelezi la autoritatea bisericii. Deci asta nu eludează autoritatea bisericii. Dar, dragii mei, mai apoi uitați-vă un alt principiu. Când ai iertat cu adevărat pe cineva, ăsta e un test al iertării. Când ai iertat cu adevărat pe cineva, ascultă-mă, nu-l faci pe ăla care ți-a greșit să se simtă în fața ta umilit sau stânjenit. Când l-ai iertat pe cineva cu adevărat și o să fie în fața ta, recunoști că ai greșit? Recunosc, am mai zis de 100 de ori. Îmi pare rău. Și tot spui, nu, hai mai zi odată. Dar că o chem și pe mama. Dar că pun pe speaker și pe maică ta, să audă și ea. A ierta cu adevărat, știi când? Când îl faci pe cel care ți-a greșit, să nu se simtă umilit sau stânjenit în fața ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Geneza 45:4, Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei, spune Biblia, că s-au apropiat de el. Eu sunt fratele vostru, Iosif. Când ierți, îl vei pe omul aproape de tine. Când nu l-ai iertat cu adevărat, îi spui, te-am iertat, dar păstrează distanța. Asta e diferența. Mai apoi, dragii mei, iertarea adevărată, uitați-vă al treilea test al unei iertări, îți poți să-ți dai seama dacă iertai pe cineva cu adevărat, este că îl va ajuta pe cel care te-a rănit sau ți-a greșit să se ierte pe el însuși. Ai iertat cu adevărat când îl faci pe omul ăla care ți-a greșit și te-a rănit poate rău de tot. Îl faci, ascultă-mă, să se poată ierta pe el însuși. Pentru că există oameni care conștientizează de gravitatea unei probleme pe care au generat-o și pur și simplu, ani de zile, nu se pot ierta pe ei. Cum am putut să fac prostia aia? Cum am putut să fac greșeala aia? Și omul se macină. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 45:5, acum le zice Iosif, nu vă întristați, nu fiți mâgniți, căci m-ați vândut și m-ați dus să fiu aici. Ca să scap însă cu viață m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Pune problema asupra lui Dumnezeu, o pune în providența lui Dumnezeu. Nu vă mâgniți, nu te mai consuma. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, îl ajuți pe omul care ți-a greșit și ce să facă? Să se ierte pe el însuși. Dumnezeu să ne ajute. Apostolul Pavel, dragii mei, uitați-vă, Apostolul Pavel reușește lucrul acesta, știți de ce? Pentru că el ia apărarea, zice, să nu li se țină în seamă socoteală lucrul acesta. De ce? Pentru că el ajunge, cu alte cuvinte, în expresia asta, Pavel zice, și ce face? Ia apărarea celor care l-au părăsit la întâiul lui răspuns de apărare. Al doilea lucru pe care vreau să înțelegi în această seară, am zis, înțelege că dacă nu ierți, îți faci mai rău mulție decât celui care ți-a făcut rău. Doi, înțelege că mai apoi absența unor oameni din viața ta nu poate fi depășită fără de prezența lui Dumnezeu.
Absența unor oameni din viața ta, oameni care îs absenți când aveai nevoie de ei cel mai mult, oameni care te-au abandonat, oameni care te-au părăsit și au creat un gol mare de tot în inima ta, în viața ta. Dar vreau să înțelegi în această seară că absența lor din viața ta, când aveai nevoie în copilărie, poate cel mai mult de el, când tot ce aveai nevoie în copilărie nu era de jucării, ci de un te iubesc, când tot ce avea nevoie în copilărie nu era de încă o excursie în plus și tot ce avea nevoie să de o îmbrățișare și de un timp petrecut cu el. Vreau să înțelegi în această seară că absența unor oameni din viața ta nu poate fi depășită fără de prezența lui Dumnezeu. Niciun medicament, ascultă-mă ce spun, nicio terapie, niciun psiholog nu te poate ajuta să treci peste această perioadă de absență. Ceea ce te poate însă ajuta să depășești obstacolul acesta al îndertării, al supărării, al resemnării, al frustrării, este, știți ce? Prezența lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel, imaginați-vă scena asta, e omul care o planta biserici, e omul care o zis la ea din Roma, mai cu alte cuvinte, bă, mă auto-invit dacă nu mă chemați voi. Pentru că Pavel zicea, o vie dorință să ajung la Roma și ajunge la Roma, dar ajunge cu probleme, pentru că premiul, dragii mei, însoțit de probleme în viață și ajunge la Roma și Apostolul Pavel îi iubește atât de mult pe oameni ăștia, le predică, expune cea mai profundă epistolă teologică către romani din tot Noul Testament, pentru că îi pur și simplu încânta să stea cu oamenii ăștia, să discute cu ei, iubește biserica asta și spune Biblia când are întâiul său apel la tribunal, când are primul termen la proces, la înfățișare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se uită Pavel în sală și nu-i nimeni. Și asta e dureros. În momentul în care aveai nevoie cel mai mult de cineva în viața ta, nu e acolo. În momentul în care tot ce aveai nevoie să fie lângă tine, nu să-ți trimită ceva. Nu e acolo, te uiți și gol. Se uită Pavel în boxa acuzaților și nu-i nimeni. Nu-i niciun frate măcar cu un banner acolo, suntem cu tine. Nu-i nimeni. Și absența asta doare. Și de aia, ascultă-mă, poate că ai trecut și ai crescut într-o familie în care n-ai avut parte de atenția părinților tăi. Poate că ești într-o relație de căsătorie și n-ai parte de atenția soției tale sau soțului tău. Și știu că lucrul ăsta doare și traumatizant și ascultați-mă, cu toate medicamentele din lumea asta nu le poți depăși. Te vei întoarce mereu și mereu și mereu și mereu la abandon. Dar ceea ce te poate ajuta să depășești este prezența lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, știți ceva? Povestea lui Pavel nu se termină la întâiul meu răspuns de apărare, am fost la tribunal și eram singur. Și spune Pavel, știi ce-i frumos? Este că Domnul a stat lângă mine, Domnul a fost prezent în viața mea, Dumnezeu a fost cu mine și m-a întărit. Asta-i frumos, ăsta este oameni buni, înălțător. Pentru că vreau să vă spun în această seară, nu trăim într-o lume perfectă, relațiile noastre nu sunt perfecte, avem parte de suferință, avem parte de rând, de dezamăgiri, de trădări, de manipulare, de șantaj. Dar când oamenii sunt absenți din viața ta, când ai cel mai mare nevoie de ei, și Pavel, era Domnul lângă mine, a fost Domnul lângă mine. Și de ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu umple golul ăsta de oameni în viața ta. E un gol mare. Și știu că e greu. Dar auziți? Dacă te uiți cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că prezența lui Dumnezeu umple golul ăsta de oameni. Versetul 17, însă Domnul, ce a făcut? A stat lângă mine. Oamenii vin și pleacă în viața ta în funcție de circumstanțe, însă, ascultă-mă, Dumnezeu rămâne o prezență constantă în viața ta când te încrezi în El. Oamenii vin și pleacă, în circumstanțe. Oscilează circumstanțele, oscilează și oamenii. Dar prezența lui Dumnezeu în viața ta este o constantă, El este acolo. Problema e că de foarte multe ori nu-L vedem. De uneori am impresia uneori că noi strigăm după Dumnezeu și El lângă noi și suntem atât de orbiți de suferință și de probleme că nu-L vedem că e acolo. Spun ceva aici, problemele pe care le ai,
prin care treci, îți vor fi cel mai bun filtru prin care poți să-ți testezi relațiile pe care le ai. Problemele sunt cel mai bun filtru prin care îți poți testa relațiile. Când ai nevoie cel mai mult de oameni, este cel mai bun filtru. Problemele, o problemă. Și ce constată și Pavel și Iisus Hristos când au probleme? Amândoi la tribunal. Amândoi în fața acuzării. Și Pavel și Hristos. Pe Pavel îl părăsesc toți, pe Iisus l-au părăsit toți. A zis Petru, să vezi, Doamne, știi ceva? Păi nu mă interesează, mă, ăștia ce zic. Iisuse, eu, ascultă-mă aici, eu nu te voi părăsi niciodată. Îți spune tribunalele de oameni care cu 5, cu 10, cu 20 de ani în urmă, în biserică, au zis, până la adânci bătrâneți. Nu te voi părăsi niciodată. Ba, o mai citi și din alea. Unde te duci tu, mă duc și eu. Doar vorbe. Nu o să uit niciodată o scenă tipic balcanică. Nu putea fi ceva mai fain de atât. La noi, în satul în care eu am crescut, mă rog, e o comună, Comuna Buntești. După anii 90, un consătean de-a meu a ajuns primar. Pe oameni buni. Asta a fost grav. Și după a ajuns primar. Păi dintr-o dată, nu știu cum se făcea, că era plin de prieteni. Toată lumea, domn primar, să trăiți, să trăiți, domn primar, domn primar. Țin minte că au avut două mandate și o candidat pentru al treilea. Băi, să vedeți sâmbăta și duminica în timpul votării. Tu știi ce era acolo? Nu puteai nici să treci pe lângă casa lui, că erau plini de mașini, pancarde. Domn primar, reales! Mai că era ca PCR, Ceaușescu reales. Și seara s-a aflat rezultatul, pe la 11-12 noaptea. Surprize, surprize. L-a bătut altcineva și nu mai era primar. Pe oameni buni, ca prin minune. Să vedeți cum s-a evaporat. O dispărut ca și COVID-ul după ce a început războiul. Așa, unde-i? Nu-i mai. Și nu o să uit niciodată, vă spun sincer, aveam 9-10 ani, am trecut pe lângă, mi-era rușine să trec pe lângă primar, că l-am văzut cât e de supărat, fostul primar, mă rog. Și țin minte că stătea omul ăsta acolo pe o laviță din aia, pe o bancă, în drum, cu capul în pământ, cu mâna la inimă. Și zis, bună ziua, la el nu era bună, la mine, mă rog, până treceam de el. Și a zis, bă, Dorel, ce faci? Mi-a zis, uite, faci. Zis, bă, Dorel, să nu te încrezi oamenii în viață. Mulțumesc, domn primar, asta e concluzia după două mandate. Credeți-mă, știți cum s-au evaporat toți prietenii de lângă el? Numai o problemă să ai. Pentru că filtrul prin care îți vei testa relațiile sunt problemele. Acum noi avem un nivel mai mare, că acum tot de alegeri. Țineți minte scena aia memorabilă cu Mircea Joana? Hai că nu sunteți așa bătrâni să nu țineți minte finala aia. Nu o să văd niciodată finala aia prezidențială, că eu am făcut accident de mașină de supărare a doua zi. Că nu ieși cine trebuie, mă rog, am vrut eu să iasă. Două fraze memorabile rostit domnul Mircea Joana, că s-ar putea să candideze, nu știu, mi-au zis că ne ține în tensiune acum. Și a zis o frază memorabilă când o crezut că o câștiga președinția și una după ce o afla că o pierdut-o. Și prima din ele a fost Mihaela, dragostea mea, o știți cu toții. Era șampanie acolo multă. Dar a doua, după ce a aflat că a pierdut, dimineața când am aflat toți că a pierdut, a dat o declarație de presă. Și țin minte și acum fața domnului Mircea Joana, că erau 30 de reporteri și nu era decât un om pe lângă el. O seară înainte erau sute. Și a zis, primul lucru, prima concluzie, zice, da, zice, pot să constat că mulți am fost, puțini am rămas. Și vreau să vă spun că, dragii mei, cam așa e, credeți-mă, de foarte multe ori în viață cu situațiile astea. Dar vreau să spun ceva. Absența oamenilor, golul lăsat de oameni nu poate fi umplut decât de prezența lui Dumnezeu. Știi, legat de asta, prezența lui Dumnezeu, dragii mei, se vede uneori cel mai bine în absența oamenilor. Nu știu dacă te-ai gândit la asta. Prezența lui Dumnezeu se vede cel mai bine uneori în absența oamenilor, la tribunal.
Uneori, știți, suntem înconjurați de oameni în viață, îs așa de gălăgiosi, îs așa de spiritual, pace, pace, Domnul să te binecuvânteze, cum ești, bine, tu bine, aleluia. Și nu mai vezi pe Domnul. Și uneori ai nevoie de un șoc în viață, uneori ai nevoie de o problemă în viață, de poate un faliment, Doamne ferești, nu-ți doresc asta. Și dintr-o dată vreau să vezi că nu-s mai oameni pe acolo, e liniște, e pace, dar și ce e frumos? Când liniștea aia surzitoare, când nici telefonul nu mai sună, spunea cineva că culmea singurătății este să te mai viteze nici martorul Jehova. Să ajungi poate în postura aia la un moment dat în viață. Și au zis, dintr-o dată, când nu te mai sună nimeni, când nu te mai invită nimeni, când nu te mai sună și nu mai întreabă nimeni de sănătatea ta, dintr-o dată au zis, în absența oamenilor reușesc să vezi prezența lui Dumnezeu. Pavel, dragii mei, se uită de jur împrejur și nu a văzut pe nimeni. Dar știu ce-i fain? Că la un moment dat l-a văzut pe Dumnezeu. L-a văzut pe Dumnezeu în viața lui și mă rog din toată inima să înțelegi un lucru, că prezența lui Dumnezeu poate să te ajute să depășești, ascultă-mă, absența oamenilor din viața ta. Pentru că doar prezența lui Dumnezeu mai apoi poate să zădărnicească planurile oamenilor, zice Pavel, Dumnezeu m-a izbăvit din gura leului. Trebuie să depășești ca să poți să dobândești. Și ultimul principiu pe care trebuie să-l înțelegi în această seară. Înțelege că Dumnezeu deleagă responsabilități și dă răsplată celor care știu să gestioneze relații. Dumnezeu deleagă responsabilități și dă răsplată celor care știu să gestioneze relații. Pentru că, dragii mei, relațiile interumane, relațiile dintre noi oamenii, ascultați-mă, impun și necesită un lucru, reciprocitate. O relație, dragii mei, ca să reziste, o relație, să fie cu adevărat o relație, trebuie să implice întotdeauna o reciprocitate. Gândiți-vă și uitați-vă aici. Apostolul Pavel îi dă lui Timotei foarte multe sfaturi. Apostolul Pavel, dragii mei, îi spune lui Timotei, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, luptă, fă slujba unui evanghelist și îi dă o grămadă de sfaturi bune. Apostolul Pavel, uitați-vă, oferă. Dar în același timp, oameni buni, uitați-vă, relațiile implică reciprocitate, trebuie să o dai. Dar și primește. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că îi zice lui Timotei, știi, adu-mi mantaua, adu-mi cărțile, vină până la mine cât de curând. Pentru că există o reciprocitate în orice relație. Uitați-vă în direcția aceasta în 2 Corinteni, capitolul 9, cu 12 la 14, să vedeți reciprocitatea, dai și primești. Pentru că asta înseamnă adevărata relație. Spune acolo despre ajutorare, căci ajutorul dat de darul acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face, adică pe aia nevoie care o primit, să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți, care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și ce îi face? Ce îi face pe oamenii care au primit ajutor? Pe oamenii care au fost ajutați, pe oamenii care au primit când erau în nevoie și ce spune Pavel că îi determină să facă la rândul lor, pentru că îi trebuie să fie reciprocitate în orice relație, îi face să se roage pentru voi și mai mult de atât, să vă iubească din inimă. Pentru că s-ar putea ca în viață să primești și să nu poți oferi la același nivel. De foarte important să înțelegi că orice relație în viață implică reciprocitate. Căsnicia presupune asta, prietenia presupune asta, credința presupune asta. Iisus Hristos a zis, dragii mei, voi sunteți prietenii mei dacă ce faceți? Adică eu vă ofer prietenia cu mine, cu Iisus Hristos, dar ascultați-mă, veți face lucrul acesta, veți fi prietenii mei dacă ce faceți? Dacă ascultați de poruncile mele, dacă păziți poruncile mele, nu sunt niciodată și vreau să zic asta, să mă pun cumva în evidență pe mine, ferească Dumnezeu asta, dar în urmă cu ceva vreme mi-a scris cineva pe Messengers un mesaj, trebuie să recunosc, rarisim. Și a zis așa, frate Dorel, de ceva vreme vă ascult mesajele și să nu sună lauda sine, Doamne ferește. A zis, și Dumnezeu m-a hrănit foarte mult prin ele. Și a zis, m-am gândit, ce aș putea să fac eu pentru dumneavoastră? Și a zis, frate Dorel, vreau să știi că de mai multe luni de zile, în mod regulat, iau câte o zi de post și în acea zi mă rog doar pentru dumneavoastră. Atât pot să ofer pentru ceea ce primesc.
Sunt multe mesaje pe care le-am primit și pe care le primesc și eu cred că și dumneavoastră. Dar un astfel de lucru nu poți să uiți vreodată. Pentru că, oameni buni, relațiile implică reciprocitate. Apostolul Pavel oferă, dar și primește din partea lui Timotei. A investit încredere în el. A investit timp. Dar în același timp primește. Mai apoi, relațiile, să nu uitați că implică responsabilitate. Dumnezeu, dragii mei, ne va răsplăti după felul în care știm să gestionăm relațiile și ne va da responsabilități în funcție de asta. Relațiile necesită responsabilitate. Apostolul Pavel se simte responsabil să-l îndemne pe Timotei, nu numai să păzească credința, să predice Evanghelia, dar se simte responsabil să-l avertizeze: ai grijă de Alexandru Căldăraru, că mi-a făcut și mie rău și să-ți facă și ție. E responsabil în direcția aceasta. Dar știu ce mai implică relațiile, dragii mei? Relațiile necesită o reevaluare. Reciprocitate, responsabilitate, dar relațiile autentice, care vor fi răsplătite de Dumnezeu, implică o reevaluare. Adică, hai să ne uităm puțin, ai nevoie, dumneavoastră știți ce este ITP? Nu, Institutul Teologic Medico-Social din București, Inspecția Tehnică Periodică, la mașină. Și acum vreau să transpun chestia asta în plan spiritual, în planul relațiilor tale. Din când în când, trebuie să faci timp, și să-ți reevaluezi relațiile. De ce? Pentru că vreau să vă uitați puțin la un detaliu aici. Apostolul Pavel, după ani și ani de zile, când Ioan Marcu i-a făcut o supărare, l-a părăsit când i-a fost lume mai dragă. Și așa de tare a fost supărat Pavel că a zis: bă, eu cu omul o să mă mai duc în lucrare. Și spune Biblia că se rupe acolo prima echipă misionară a lui, Pavel merge cu altă echipă, și lucrurile merg, ani de zile. Și dintr-o dată, când e în temniță, când e pușcărie, Pavel îi zice lui Timotei: știi ceva? Dima m-a părăsit, ăla s-a dus în Dalmația, ăla și-a luat concediu, ăla s-a căsătorit, l-au zis că nu poate. Știi ceva? Ia-l pe Ioan Marcu și adu-l. Adu-l pe Ioan Marcu pentru că am nevoie în lucrare de el. Și uitați-vă cum Apostolul Pavel reevaluează pe Marcu, pe Ioan Marcu. Pentru că din când în când ai nevoie să-ți reevaluezi relațiile. Și știți când o să le reevaluezi și cum o să fii determinat? Vă spun aici. Când ai probleme cu Alexandru Căldăraru, îți trebuie cât un Alexandru Căldăraru în viață, care să-ți facă mult rău, zice Pavel, să-ți aduci aminte sau să uiți de rău care ți l-a făcut Ioan Marcu. Ai nevoie de Ioan Căldăraru în viață, de Alexandru Căldăraru câteodată în viața ta, să vezi cât de bun e Ioan Marcu. Nu vă doresc să ajungeți în punctul ăla, dar poate că uneori știți, numai așa învățăm. E o școală în care vezi dând cu capul de Ioan Căldăraru, Alexandru Căldăraru, nu știu cum. Este atât de obișnuit cu Alexandru, cu Costel, că e un om bun, să folosesc Alexandru Căldăraru. Nici că Ioan ar fi un nume mai. Pavel vede cât de folositor se dovedește a fi Ioan Marcu, știți când? S-a uitat la Petru, l-a luat Petru cu el. Pavel nu vrea să-l mai ia, că l-a supărat. Dar vede ce face Marcu lângă Petru. Dumneavoastră știți că Evanghelia după Marcu e perspectiva petrină asupra vieții lui Iisus Hristos? Și când vede cât de folositor a fost lui Petru mai apoi, ani de zile, și când îl ai pe Căldărar acolo, care îți face mult rău, zici: adu-l înapoi pe Marcu, că e bun. E bun. O trebuie să ajungă în temniță, în pușcărie, Pavel, să-și dea seama că trebuie reevaluați anumiți oameni. Mă rog ca Dumnezeu să nu te ducă într-un punct atât de dificil încât să-ți dai seama de importanța unor oameni din viața ta.
Și ce e fabulos aici, cum se încheie epistola asta? Pavel nu zice am câștigat lupta. Pavel zice m-am luptat lupta. Totul despre câștig. Cred că uneori în viața spirituală nu e vorba despre cât câștigi, ci e vorba despre lupta în care ești. Te întreb în seara asta, tu porți lupta cea bună? Lupta pe care o dai acum e lupta cea bună? La asta te vrea Dumnezeu? Și mai este ceva. Pavel nu zice Dumnezeu m-a izbăvit de gura leului. Fiți atenți la un detaliu aici. Ci m-a izbăvit de unde? Din gura leului. Adică l-a prins. Adică îl durea. Adică e ceva ce, gândiți-vă, e o mușcătură acolo. Și Pavel zice, Dumnezeu a stat lângă mine și ce a făcut Dumnezeu? Nu m-a scăpat de gura leului. Da, Dumnezeu poate asemenea lui Daniel să închidă gura leilor. Dar ascultă-mă, sunt momente în viață când Dumnezeu te izbăvește nu de gura leilor, ci din gura leilor. Când treci prin momente delicate, când treci prin momente dificile și să apreciezi probabil mai mult intervenția lui Dumnezeu. E ultima epistolă pe care Pavel o scrie, sunt ultimele lui cuvinte din Biblie. Și totuși Pavel nu-i dramatic, Pavel nu-i fatalist, Pavel nu-i român, nu-i depresiv, nu-i sfârșitul lumii, ba dimpotrivă e un început pentru că îi stă în față. Omul ăsta privește cu încredere. Omul ăsta zice, mă aștept la cei mai buni. Nu mai privesc înapoi. Am ales să iert, pentru că dacă nu iert, îmi fac mie un rău mai mare decât ăla care mi-a fost făcut. Am ales să iert, am ales să reevaluez relațiile, pentru că îmi dau seama că Dumnezeu nu-mi poate da responsabilități și nu mă poate răsplăti dacă nu înțeleg principiul acesta. Va trebui să trec peste absența oamenilor din viața mea ca să văd prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu în această seară vrea să spună, trebuie să depășești etapa asta vieții tale. Trebuie să ieși din carapacea asta în care îți plângi de milă. E vremea să nu te mai uiți înapoi, e vremea să privești înainte. E o chemare, e un premiu care te așteaptă. E o răsplată pe care Dumnezeu ți-o va da în mod personal. Și da, uneori în viață, ascultă-mă, nu e de vorba despre câștigat, că Pavel, din punct de vedere omenești, ce luptă a câștigat? Că aici moare. Din pușcăria aia, dragii mei, a fost dus și a fost omorât. Uneori în viață nu e vorba despre succesul imediat care l-a obținut. Nu putem să contabilizăm succesul, dragii mei, în termeni de cât am câștigat. Ci uneori, ascultați-mă, nu să câștigi o luptă, ci să o duci, să porți lupta cea bună.